Au început discuțiile legate de inelul soacrei. Ați văzut că doamna Mariana a luat-o de mânuță pe Ionela și a dus-o acolo la vitrina unde se află inelul soacrei. I-a explicat cam care e procedura cu acest inel și a spus că dumnea ei își dorește să câștige acel inel pentru ea. De acolo au plecat și comentariile în live. Doamna Simona a explicat încă o dată, pentru că cel puțin Albert nu a înțeles care e faza cu acest inel, a explicat cum se procedează, spunea că după Paște cu siguranță se va întâmpla, nu știm exact când, pentru că mai e puțin până la Sărbători și acea spargere a vitrinei va fi după, dar doamna Iuliana spunea că poate pe Ionela o înțelege, că nu știa exact despre ce e vorba cu acel inel, dar pe Albert nu-l crede, se uita prea mirată când doamna Mariana povestea și nu crede că chiar habar n-avea. Adriana a intervenit și ea în discuție și spunea că doamna Mariana i-a spus și acesteia că ar vrea să ia inelul pentru ea iar Albert nu înțelege de ce se face atâta tamtam -tam din cauza spuselor doamnei Mariana.